Haideți, haideți, domnul Sârbu, că vă așteptam de mult. Era nevoie de un om înțelept ca dumneavoastră în toată nebunia asta cu justiția. Știți, lumea e proastă, cum a zis și Victor. Nu înțeleg, bă, oamenii cum stau lucrurile. E nevoie de cineva care să le explice. Haideți, vă rog eu, măcar așa, câteva cuvinte. În discuții de genul ăsta nu intru. Știți bine că în toamnă n-am făcut niciun fel de comentarii pe niciun. Aduceți aminte acele declarații când a fost vorba cu scandalul fratele președintelui Băsescu? Nu vreau să intru în comentariul ăsta. N-am nicio calitate, eu sunt cu problemele mele, fiecare cu ce. Așa e, domnul Sârbu, fiecare cu ale lui, nu? Ce treabă ai, Matale, cu rudele lui Victor? Matale, ești cu gospodăria Matale, el cu gospodăria lui. Nu e bine să amestecați lucrurile. Parcă ce, Matale, nu le ai pe ale tale. Chiar mi-a plăcut ce a spus domnule Sârbu. Adică, băi, ia mucles fiecare să-și vadă de treaba lui. Că atunci când vine potera, nu sare nimeni să te apere. Pe bune, mare dreptate aveți, domnule. Îmi amintiți de doamna Udrea? Da, dânsa a mai avut dreptate așa. Și a doua zi au săltat-o. Nu știm, dar de ce să ne pronunțăm acum? Că mă atrageți acum în capcană să totuși să vorbesc. Ne putem pronunța, există prezumția aceasta de vinovăție din stat? Nu știm, s-ar putea să... Câți oameni n-au fost chemați acolo și până la urmă nu s-a întâmplat nimic. E, lăsați, că au trecut vremurile alea cu oameni care au fost chemați acolo și după aia nu li s-a întâmplat nimic. Dar vă văd așa apăsat, obosit, încercănat. E chiar atât de nasol? Haideți, domne, înveseliți-vă puțin, că dacă vă văd procurorii fața, se prind imediat cât de mult au băgat ăia mâna în bani europeni.